valiza Cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Nisipul și piatra Poveste populară arabă Trei odată doi frați, Ali și Amir, erau nedespărțiți, chiar și atunci când în drumul unuia se ivea un obstacol, neguțător fiind obișnuiau să străbată deșertul în lung și în lat. În povestea noastră nu-și răcămile cu ei, pentru că le vânduseră la un preț bun și apoi merseră de atâtea ori pe Marea de Nisip, încât credeau că nimic rău nu le se putea întâmpla. Dar deja mergeau de trei zile. Apa pe care o luaseră cu ei se terminase și erau peste măsură de obosiți. Fierbințea la zilei le usca gâtul, iar frigul nopții nu-i lăsa să doarmă. Uite, frate!" izbucni deodată Ali. E o oază acolo în fața noastră, cu palmier și apă proaspătă. Acolo nu este nimic. Poate doar dorința ta de a-ți potoli setea," îi răspunse Amir. Nu e niciun palmier și niciun strop de apă, doar nisip și aer fierbinte." Ba nu! Privește! E un festin pe cinste!" Trebuie doar să mergem să mâncăm și să bem. Hai, grăbește pasul!" îl îndemnă Ali. Ascultă-mă, frate, nu te grăbi. Dacă vrei să ajungem în siguranță, vom merge pe calea cea mai scurtă în cel mai apropiat oraș. Acolo vom mânca și vom bea și apoi ne vom odihni cât trebuie." Convins că ceea ce se vedea în zare este o oază, Ali s-a luat la ceartă cu fratele său. De la ceartă au ajuns să se bată de-a binelea. Mai puternic, Ali l-a învins pe Amir și el s-a prăbușit fără vlagă. Atunci, Amir a scris cu un deget pe nisip. Astăzi, fratele meu Ali m-a lovit. Au plecat mai departe fără să mai schimbe o vorbă și fără să găsească vreo oază în drumul lor. Noaptea, Amir nu a închis un ochi și nici Alina a putut să doarmă. Îi părea rău de ce-i făcuse lui său. Dimineața au pornit iarăși la drum. După o vreme, Ali s-a înveselit. Uite, frate, o oază cu mulți palmieri și apă limpede. Nu este nicio oază acolo. Doar dorința ta de a-ți potoli setea, l-a contrazis Amir. Dar acum Amir era cel care se înșela. Copacii se vedeau tot mai clar pe măsură ce se apropiau, iar cei doi au grăbit pașii, începând să alerge de binelea. Mai rapid, Amir a ajuns primul la oază și s-a aruncat în apă de parcă ar fi vrut să o înghită pe toată, dar nu și-a dat seama că lacul era mai adânc decât credea. Ajutor, frate! Mănec!" a strigat el zbătându-se. Ali a rupt o ramură de palmier și a întins-o fratelui său. Ținând o strâns, Amir a reușit să urce pe mal. Apoi amândoi și-au potolit setea, au mâncat fructe din copaci și s-au odihnit la umbra lor. Spre seară, Amir a luat o piatră și a cioplit pe o stâncă următoarele cuvinte. Astăzi, fratele meu Ali mi-a salvat viața. Ali a așteptat ca Amir să termine, apoi l-a întrebat. Frate, de ce ieri ai scris pe nisip?" Astăzi, fratele meu, Ali, m-a lovit, iar acum ai ceplit în piatră? Astăzi, fratele meu, Ali, mi-a salvat viața. Nu ți era mai ușor să scrii tot pe nisip? Vezi tu, frate drag, i-a răspuns Amir. Urmele din nisip vor dispărea la prima primadiere de vânt. Poate au dispărut deja de ieri până azi, ca și cum n-ar fi fost. Dar ce am scris astăzi în piatră nu se va șterge. Cei doi frați? Și au zâmbit, s-au îmbrățișat, apoi fiecare s-a înfășurat în pătura sa, pregătindu-se de culcare. În noaptea aceea, nimic nu le-a tulburat somnul. BiblioValiza: Un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.